Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, arena lui Cătălin Tolontan acum. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. O chestiune de actualitate și care sună familiar multora dintre oamenii care ne ascultă acum, sau unul dintre ei cel puțin, e vorba despre diagnosticul pe care prințul Charles, regele Marii Britanii, a decis să-l facă public. El a mărturisit recent că are cancer, că fusese internat pentru altă intervenție legată de prostată și că la investigațiile care au avut loc la spital, medicii au descoperit că are cancer. Deci a spus asta, a explicat el publicului, deci și-a oferit diagnosticul în mod public ca să evite speculațiile și a mai spus pentru că speră că va ajuta la înțelegerea mai bună a bolnavilor de cancer. Când am deschis subiectul că e un lucru familiar multora dintre sau unora dintre ascultători, mă referam la suferință în general, la boală. Noi în România avem o tradiție defavorabilă în medicină și am discutat de multe ori despre corupția din medicină, de exemplu, din sistemul de sănătate. Și Vlad a ținut chiar ultima oară să remarce faptul că se explice publicului să vă spună dumneavoastră că avem această reținere ca jurnaliștilor, de câte ori vorbim despre corupția din sănătate, avem sentimentul că, între ghilimele, se poate înțelege că lovim în medici sau în sistemul de sănătate. Nu din potrivă, pentru că venim cu toții, asta vreau să spun, dintr-un sistem de sănătate și dintr-un sistem de, până la urmă, dintr-o societate, dintr-o comunitate formată din medici, din pacienți, din noi toți ceilalți, care nu prețuim nici sănătatea și nu respectăm nici boala, pe de-o parte. Adică, eu îmi amintesc, sunt de Crățel, fac parte din cea mai numeroasă generație a României, copiii născuți la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70. Eu mă amintesc că eram practic, între ghilimele, vinovați pentru orice boală sau afecțiune aveam noi. Da. Cum ai făcut să răcești? Exact. N-am vorbit trei de emisiune, dar... Juliturile din genunchi care ne erau evident atribuite pentru că noi am căzut, nu pentru că am vrut, dar pentru că n-am fost atenți, până la faptul că am răcit din neatenție. Exact. Ai răcit din neatenție. Practic, asta la ce a dus acest lucru, tipul ăsta de educație? A dus la evitarea medicilor. La faptul că toată generația, mă rog, mulți oameni, haide să nu generalizez, din generația noastră, fiind învinovățiți din prima, dacă suferau de absolut orice... Ideea era că te duceai la medic dacă era cu adevărat grav. Adică nu te duceai așa să te mai vadă medicul. Nu, frate, te duceai dacă erai bolnav. Dacă nu erai bolnav, n-aveai ce să cauți la medic. Și ca atare, conceptul de prevenție este în continuare foarte fragil în România. Exact. Și Luca își amintește efectul devastator în societatea noastră și nu cred că exagerez în momentul în care Nicolae Dobrin a murit și el a mărturisit înainte că a avut cancer la plămâni și că niciodată n-ar mai fi fumat în măsura în care ar fi fumat dacă știa că această boală îl va măcina. Te amintești, Luca? Da. La noi nu se prea vorbește despre asta, adică chiar și când au fost decese ale unor personalități în urma unor cancere, au fost, da, o lungă bătălie cu o boală, nu se e un fel de ucigăltoacă, așa, adică... Și sigur că e o boală sinistră, dar poate că dacă s-ar fi vorbit mai mult despre ea, unii oameni ar fi mers la medic și ar fi preîntâmpinat situații grave. Am vorbit cu medici după moartea lui Dobrin, care ne-au mărturisit la luni de zile că pacienții încep să-i caute mult mai des decât înainte. Asta este, exact ce explica Luca, stimați ascultători, unul dintre efectele pozitive ale momentului în care un rege, în cazul ăsta revenind la situația la zi, își mărturisește boala. Sigur că pentru el nu e plăcut, dar a ales să facă lucrul ăsta și din datoriile de suveran din Marea Britanie. Dar, dincolo de asta, e o chestiune
pe care am ales-o și ca tema rubricii, pentru că ne privește într-un fel sau altul pentru toți. Pentru că această boală, cancerul, nu este, este, da, este sinistră, fără discuție, dar nu este o boală care te condamnă. Se spune des asta, omul nu este egal cu boala lui. Și cred că nu o spunem suficient de des ca să putem repara stricăciunile pe care le avem în creier, având în vedere felul în care am fost educați noi ca societate și nu doar generațiile noastre, ci generațiile, din păcate, care au venit după noi. Poate că și noi am transmis aceeași educație fără să fim atenți la, la ea. Poate că și noi privim boala drept o defecțiune care îl suminează pe omul respectiv, nu doar la nivelul sănătății, ci îl degradează aproape la nivelul social, ceea ce și punem o presiune din asta socială. Nu mergem la medic când doare cu adevărat, exact cum spunea Vlad. Păi când doare, s-ar putea să fie foarte, foarte târziu, din păcate. Dar foarte interesant, scuze-mă, pot să mai să zic ceva? Cătălin, te întrerup. Țineți ideea. Mi se pare foarte interesant felul în care regele Charles se acționează în serviciul națiunii, inclusiv atunci când este bolnav. Deci el comunică oficial faptul că a fost identificată o boală gravă în cazul lui și în felul acesta îndeamnă oamenii să fie atenți la sănătatea lor și să se ducă să vorbească cu medicii și să afle mai multe despre această boală, lucru care le-ar putea salva viața. Și mi se pare fascinant felul în care un lider, poate e mult spus un lider politic, ca suveranul Marii Britanii și ca alți lideri politici din țările civilizate, folosesc astfel de momente ca să ofere ceva națiunii în serviciul cărora se află, în comparație cu felul în care liderii politici comuniști și nu numai din România au ascuns întotdeauna bolile de care suferă. Adică îmi aduc aminte, dacă tot e să vorbim despre meseria pe care o facem, cum în 1994 Ion Iliescu s-a internat de urgență la Spitalul Elias. Presa a aflat, nu s-a dat niciun fel de comunicat, a fost o tăcere de asta, un capac pe oală sub presiune. Eu am stat în fața spitalului ca reporter de televiziune ore întregi încercând să aflu ceva și aproape că am fost luat la bătaie de paznicii de acolo și nu s-a comunicat nimic. Și lucrul ăsta s-a întâmplat după aceea cu mulți alți lideri politici care s-au dus, s-au operat prin străinătate, nu mă refer doar la Băsescu, și au preferat să nu comunice sau abia sub presiunea opiniei publice să facă în cele din urmă o conferință de presă în care să declare câte ceva. Da, și până la urmă nu e o discuție între discreție versus claritate. E o discuție mult mai amplă. De asta am și încercat în segmentul ăsta modest de timp să aduc discuția astăzi în fața oamenilor, să ne amintim cu toții de unde am plecat. Poate că să ne și, cum să spun, să fiu și un pic mai înțelegător cu noi. Cât de departe am plecat noi când eram considerați închipuiți dacă aveam orice boală sau vinovați de-a drept. Adică, indiferent ce te duream în casă secretă ca să fugi de la școală. Anii au trecut, decenii au trecut și avem într-adevăr modele. Să ne amintim de Papa Ioan Paul al II-lea, care și-a dus până la capăt misiunea, mărturisindu-și boala și mărturisind lumii. Mi-aduc aminte, și cu asta am încheiat, cum un ziar scria că dovada vieții lui este dovada faptului că omul rămâne om până și în miezul cele mai atroce și mai dureroase dintre suferințe. Mulțumesc mult, o zi bună! Mulțumesc, Cătălin! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.